Legenda primului brad de Crăciun În fiecare an, în lumea întreagă, bradul este ales să devină pomul de Crăciun bogat împodobit pe care îl știm cu toții. Tradițiile diferă, dar fie că este decorat cu o jucărie, fie că e plin cu ghirlande și lumânări, bradul rămâne în inimile celor mici și ale celor mari una dintre bucuriile intense ale Crăciunului. Peste tot, el înmiresmează casele cu mirosul său plăcut de rășină, iar copiii se bucură de verdele lui închis și de splendoarea sa. Dar cine știe de ce bradul, și nu alt copac, a devenit pomul de Crăciun pe care îl iubim atât. O legendă spune că totul a început în ziua în care s-a născut Isus, copilul din Betleem. În apropierea staulului unde a născut Maria, se aflau trei arbori. Aceștia priveau cum trec oaspeții bogați și săraci veniți să vadă pruncul și să-i aducă daruri somtuase sau modeste. Văzând că vine atâta lume să-l cinstească pe acest copilaș, chiar și regi sosiți din Orient, cei trei arbori hotărâră să-i aducă și ei, la rândul lor, un omagiu pruncului. Voi alege una dintre cele mai frumoase frunze pe care le am," spuse palmierul fără să stea pe gânduri, și o voi oferi pruncului Isus pentru ca mama lui să-l poată răcori cu blândețe, folosind-o ca pe un evantai. Iar eu," spuse măslinul, voi presa pentru el cele mai mari și mai frumoase măsline ca să extrag uleiul ce va servi la miruirea trupușorului său. Veni și rândul bradului să vorbească, dar acesta, îngândurat, nu răspunse imediat. Ce aș putea eu să-i ofer acestui copil? Gândi el dintr-o dată cu voce tare. Tu? Cu siguranță nimic, îi răspunseră cu dispreț cei doi pomi. La ai cu acele tale dacă i-ai oferi o ramură, și nu ai fructe. Ce nefericit și inutil mai ești! Nu, n-ai ce să-i oferi. Auzind tot ce vorbiseră arborii, unui înger ce se afla nu departe de staul, i s-a făcut milă de bradul amărât și vrut să-l consoleze și să-l răsplătească pentru modestia lui. Și, pentru că pe cer străluceau deja câteva stele, îngerul le desprinse de pe boltă și împodobi bradul cu ele. De îndată, acesta fu inundat de lumină iar podoaba lui deveni o încântare pentru ochi. Micuțul se liniști în ieslea care îi servea drept pătuți imediat ce văzu frumosul arbore luminat, gângurind fericit, cu ochișorii încântați de acest spectacol de lumini. Toți cei care se apropiară de brad fură impresionați de frumusețea acestuia și vreme îndelungată au tot vorbit despre el pretutindeni unde mergeau și astfel s-a răspândit ideea de a împodobi un brad de Crăciun în amintirea acestei zile de sărbătoare, așa s-a născut tradiția bradului de Crăciun.